Ziua. Marin Barbu mă numesc, română. Am mers la aeroportul din Tuzla, unde e și școală de antrenament, e școală de pregătit piloți. Am luat un restaurant la Mangalia și vreau să ne ajutați până să facem reclamă, dacă se poate. Avem un banner? Păi noi vă putem ajuta cu o tractare de steag cu avionul. E foarte bine. Da, pentru asta ar trebui să plătiți ceva. Primul lucru care trebuie să-l facem, să spălăm două avioane din astea. Foarte mișto la Tuzla, eu am mai fost acolo și este un loc superb unde sfătuiesc oamenii să meargă dacă vor să piloteze un avion, fraților. Pentru că acolo este școală de pilotaj și poți să te ridici în aer cu un avion de 2 sau de 4 persoane și poți să-l conduci tu. Care muncește mai bine va primi ca premiu un zbor cu avionul. Oh, da. Cel puțin eu îmi doream foarte mult să mă dau cu avionul, mai ales cu ăla atât de mic, era un avion de 2 persoane, adică, super tare. Haide! Hai și să împingem avionul! 5, 4, 3, 2, 1! Hai. 5, 4, 3, 2! Eu mi-am dat seama că avionul e foarte lejer, este într-un fel de plexiglas făcut, e foarte fin, e o fibră, de fapt. Cu botul în ce direcție? Doamne, hai, atât. Să prindu un avionaj, sărăcuțul. Gata, ok. Wow, ce special. Hai. Aveți burete? Hai, ne apucăm de treabă. Salut, salut. Liviu, e Andrei. Hei, hei, hei. Cum am ajuns la pizzerie, la Levent acolo? Ce-am o rugăminte, nu vreau să te deranjez foarte tare, am să mă spun. Și vreau să fac și eu o pizza cu mâna mea. Sigur. Dar eu fiind curios din fire, pentru că sunt foarte curios și mi-am dorit foarte tare să văd cum se face această pizza. Sigur, vă dau și o costumație. Da, dăm ca să nu să fim în regulă, să fim legali. Tot timpul mi-am dorit de așa ceva, nu mai pun de bucurie în gură. Cum se apasă? Pe ăla de acolo din cap. Apasă pe ăla din cap, din spate. Ține apăsat și dă de ăla. Oh, yes. Un bidonaj trebuia să-l dăm și foarte delicat și gentil și pasional trebuia să-l ștergem. La Marine, nunta ta, Marine, Marine, tot vulciu mai plângea, mă tracă Marine. Că pontonul se scufunda. Marine, Marine, și-l tot acolo la Mali. Acolo Mangalia. Acolo Mangalia. Mai dragă Marine. Poți să mă uit un pic? Da. Ăsta e nou, nouț? E nou? Am văzut că l-am montat. Este pentru prima dată în cei 60 de ani de viața ai mei când ajung într-un hangar unde sunt avioane de dimensiuni mici și elicoptere. 2, 4, 5, 10. Niciodată nu m-am apropiat atât de mult de un elicopter. Să-l văd, să pun mâna pe el, să-l simt. Chiar mi-a plăcut. Nea Marine, noi am terminat. Vino să vezi ce frumos a ieșit. Am avut așa un fel de competiție între noi. Eu am dat toată silința să fac treabă bună când am văzut că rezultatul spălării de avion al lui Rubi era aproximativ. Dacă n-am spălat la avioane... A, sub burtă aici, uite, ia uite-mă. Burtii. Uite aici. Am uitat să-mi spălăm sub burtă. Uite aici, burtă. Da, burtă. Eu vreau să mă urc pe coadă. Din dorința de a face avionul fericit, bine, și din dorința de a mă simți mama dragonilor. Bă, bă, bă! Chiriat, cu să fii de nebună când îmi spun eu... Păi am zis că pot, am văzut cum s-a uitat Doamna. Cine ți-a zis că pot? S-a uitat Doamna afirmativ la mine. După aia când am văzut cu Doamne Dumnezeule, mi-am dat seama că nu-i zice, Doamne, ce frumos e. Ăla era cât pace să dea de beton. Foc și panică. S-a agitat toată lumea, oleu, oleu, se rupe avionul, se nu știu ce. Nu, dar m-am oprit fix la timp. Sunt foarte norocoasă. E super puterea mea. Super lucky. Iresponsabilă. Mintea lor e numai la muzică, la distracție.